Vinurile obișnuite se toarnă în pahare la o distanță de 15 cm, pe când vinurile roșii și cele vechi se toarnă aproape de pahar și încet. Atenție, niciodată nu amestecați vinul cu apa. Ambele sunt băuturi prețioase. Ele trebuie puse în valoare consumându-le separat. Când nu trebuie să purtăm ochelarii de soare, țineți minte, această etichetă mereu trebuie desprinsă de pe talpa pantofului nou. Bună ziua și bine v-am regăsit! Cred că v-a fost foarte dor de mine. Eu sunt Violeta și astăzi o să discutăm despre reguli de conduită de Paștele Blajinilor. Să începem! O tradiție foarte frumoasă de Paștele Blajinilor este ciocnitul oulor. Oi, oelo, oul. Atunci când ciocnim oule, oile, o, ou, oule. Când ciocnim două ouă. Atunci când ne batem cu un adversar în ouă, e nevoie să știm câteva reguli. Atunci când vrem să ciocnim două ouă, e foarte important să știm că nu putem da cu capul în fundul adversarului și, bineînțeles, nici cu fundul adversarului în capul nostru. Trebuie să lovim fie cap în cap, fie fund în fund. A doua lecție: pomenele. Este foarte important să știm ce trebuie să spunem atunci când oferim o pomană. De regulă, eu spun Ține de sufletul lui cu tare. Dacă, virgulă, cutare era bătrân când a murit, ai putea să însoțești acest mesaj cu un Ține de sufletului moș cutare sau de sufletului baba cutare sau, tradiționalul, de sufletului ghea cutare sau țaca cutare. La fel de important este și primitul pomenei. Atunci când vine cineva la tine și îți spune Ține de sufletului ghea cutare, tu lași puțin ochii în pământ, faci o față tristă ca și cum ți-ar părea rău de răposat și o accepti. Ce trebuie să spuneți după asta este foarte important. Este nepoliticos și aproape neortodox să spui mulțumesc în ziua de Paștele Blajinilor. Este mai corect să spunem boda prostii. Boda prostii. Deci următoarea dată când vine cineva la voi și vă spune, ține de sufletul lui Gheanicu, tu o să spui, corect, boda proste. O altă fază importantă de Paștele Blajinilor este curățenia la cimitir și mai concret la mormântul vostru. Vreau să spun, la mormântul răposatului vostru. Vreau să ați înțeles ideea. Atunci când mergeți la cimitir cu o săptămână sau chiar două înainte de Paștele Blajinilor, trebuie să faceți curat, să prășiți, să măturați și cel mai important, să instalați un monument, dacă nu vreți ca ceilalți să creadă că sunteți săraci. Iar mai bine ar fi să plantați și niște lalele, galbene. Și ultima, dar nu cea din urmă lecție, este Atunci când la cimitir se apropie de voi un domn ori o doamnă care abia se mai ține pe picioare și vă întinde un pahar de alcool, este nepoliticos să refuzați. Trebuie să luați paharul și să spuneți la fel cum ați spus când ați primit pomana. Boda prosti, Boda prosti.” Apoi, luați paharul și îl dați peste cap. Încă o chestie foarte importantă. Când buzele voastre simt că alcoolul din pahar se termină, vă opriți și restul îl vărsați pe jos. Și spuneți, de sufletul morților. Este foarte bine și chiar recomandat să vărsați chiar peste mormântul unui răposat ca să aibă și pe lumea cealaltă. Atât pentru astăzi. Sper că sugestiile mele o să vă prindă bine în ziua de Paștele blajinilor. Aveți grijă de voi și de mormintele celor apropiați. Dați un like și un share la acest video ca să ne ajutați și nu uitați, lăsați-ne și un subscribe. Pa.